Serena Williams a reușit să le ia ochii fanilor cu noul echipament cu care evoluează la Australian Open. Nike a realizat o colecție personalizată, iar fosta lideră WTA este foarte mândră de ceea ce poartă la Melbourne. Serena a precizat și care este sursa de inspirație: combinezoanele purtate la finalul anilor 80 de Florence Griffith Joyner, fosta atletă din SUA care a cucerit 3 medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Seul din 1988. Rafael Nadal a avut parte de un incident unic în cariera lui impresionantă. La meciul cu Michael Moch din turul 2 de la Australian Open, Ibericul a fost luat la rost de una dintre spectatoare. Motivul: nu a servit suficient de rapid, iar femeia a găsit de cuvință să-i arate acestuia degetul mijlociu. Nadal a primit gestul zâmbind, iar meciul s-a reluat doar după ce respectiva doamnă a fost dată afară din Rod Laver Arena. Simona Halep știe pe cine va întâlni în optim la Australian Open. Viitoarea sa adversară, Iga Swiatek, a respectat calculul hârtiei și a trecut de Fiona Ferro, locul 46 WTA, obținând astfel calificarea în optimile de la Australian Open. În aceeași fază a competiției, dar la Roland Garros, poloneza a trecut clar de Simona Halep în toamna anului trecut. Cele două se vor reîntâlni, dar de această dată pe suprafața rapidă de la Melbourne. CSU Craiova s-a calificat în sferturile de final ale Cupei României, învingând în deplasare cu scorul de 1-0 echipa FC Botoșani. Unicul gol al partidei a fost marcat de Cicăldău în minutul 3 din penalti. Echipele calificate în sferturile Cupei României sunt Dunărea Călărași, Petrolul Ploiești, Chindia Târgoviște, Universitatea Cluj, Dinamo, Astra Giurgiu, Viitorul Pandurii Târgujiu și CSU Craiova.